Ziua a început cu scandal la Spitalul Județean de Urgență. Doina Borugă s-a reinstalat în funcție în forță încă de la primele ore ale dimineții, după ce a spart ușa de la biroul managerial. Directorul numit de firma de management nu a mai fost primit în unitatea sanitară. Acesta a fost oprit de pasnici de la poartă la ordinele conducerii. Pur și simplu, eu nu am putut să trec de firma de bază. În principiu, ești chemat, ești informat, și se aduce la cunoștință chiar pe cale scrisă. Acum, dacă nu s-a dorit această metodă, rezerv de prudent, nu face comentarii. Doina Borugă fusese demisă de firma de management în scopul îmbunătățirii activității din punct de vedere operațional și financiar, conform unui comunicat de presă remis de societate. Aceasta a depus plângere penală împotriva firmei, contractul cu societatea a fost suspendat și s-a întors ca manager interimar. Medicii se tem că în spate sunt interese financiare și că daunele care ar rezulta în urma întregii situații vor fi suportate tot de unitatea sanitară. O poveste balcanică de prost gust. Dacă Consiliul Județean nu-i plăcea această firmă, eu cred că cel mai corect era atunci când domnul Tuicu a venit președinte și s-a făcut noul Consiliu, să facă o analiză serioasă a activității acestei firme și atunci să fi suspendat contractul. Nu acum, când mie îmi ridică niște semne de întrebare, de unde această pasiune, să spunem, de a apăra pe un director pe care firma, care e salariat al firmei respective, culmea, și firma respectivă l-a demis. Cred că dânsa are o serie de susținători care probabil sunt interese comune care îi unesc și sigur că aceste interese comune fac să fie așa o mare debatură. Doina Borugă a precizat într-o conferință de presă că demiterea i s-ar putea trage de la niște contracte. Au fost anumite neînțelegeri vis-a-vis de modul în care trebuie să decurgă anumite lucruri și anumite documente care trebuie semnate sau nesemnate sau în ce formă trebuie semnate și părerile fiind părerile fiind divergente, probabil că au recurs la această metodă. Vorba de contracte? Da, este vorba de contracte. A existat în perioada anterioară o sincopă în obținerea drepturilor. Ea a fost remediată. În continuare sperăm să nu avem necazuri în ceea ce privește drepturile salariaților, pentru că altfel cu siguranță vom reacționa. De altfel, lucrurile nu se vor opri aici. Înțeleg că există totuși o decizie a președintelui Consiliului Județean în ce privește firma și firma își rezervă dreptul de a acționa pe căile legale. Adică îi veți acționa în instanță? Este probabil. În 9 luni de zile de când Doina Borugă este manager al Spitalului Județean de Urgență, datoriile au ajuns să fie de ordinul zecilor de milioane de lei noi, după cum susține Florea Buță. Doina Borugă recunoaște și ea că spitalul este îndatorat. Nu știu să vă spun la momentul ăsta, pentru că nu am apucat să verific astăzi ce plăți s-au mai făcut zilele trecute. La 31 iulie plățile restante erau de circa 5 milioane de lei, cam o lună de activitate și de contract a Spitalului Județean. În orice caz, situația financiară a unității spitalicești este foarte grea, iar pe umerii ei apasă în plus povara achitării cheltuielilor de la secțiile externe, adică de la spitalele de la Strehaia și Vânjumare.